Deși suntem în 2012, peste 70% din școlile din județul Suceava nu au toalete în interiorul clădirii. Este și cazul școlilor de la sate, unde, deși clădirile sunt impunătoare, toaletele rămân în continuare afară. Problema este destul de gravă la nivelul județului nostru, întrucât sunt județe în țară care sunt 90% sau aproape 100% cu toalete în corpul de clădire a școlii. La noi condițiile geografice poate nu permit acest lucru, adică dacă nu există canalizare în localitate, canalizare și apă, este foarte greu să construiești, să pui în picioare o asemenea construcție. Dar am discutat cu domnul președinte Cătălin Nechifor și responsabilul nostru tehnic din cadrul inspectoratului mi-a adus chiar în dimineața aceasta un calcul pentru niște tipuri de toalete și ar costa în jurul la 100.000 de lei toaletă cu fosă. Banii pentru astfel de investiții ar trebui să vină din partea primăriilor. Bani de la minister pentru amenajarea de toalete pentru copii nu se vor da așa ușor. Și oricum ar fi, vorbim de investiții pentru anul viitor. Potrivit legii, școlile care nu au toalete în interiorul clădirii nu primesc autorizație de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică. Și cu toate acestea, copiii învață zi de zi în aceste școli și folosesc frecvent asemenea toalete improvizate.